Dragi oameni buni, nu știu câte oară în viață trecui pe sub cui să mă bat cu mama. Bă, băiete, nu că-i de râșe, de plâns. Ia uite și tu, na. Mă trezic cu frigul în cabină să mă bată mama, dacă nu. Bă, băiatule, bă. Bă, băiatule, așa ceva, mai grar. Care va să zic că nu te-ai săturat, bă, să te grăbești, să faci accidente, să vă nu știu ce. Nu-i vorba de aia, dragi oameni buni. Vreți să te recomand asta, eu nu știu cum o luai. Și în loc să ridic din pere, lăsai jos. Doamne, mâncața, șterpile, tată. Cum să dau, mă, cum să dau un pic mai în spate, dar nu prea mult, ca să nu cumva să lovesc chiar. Și senzația dai cu frigul în cabină. Vă spun, nu mă doresc. Op. Ia-s-mă acum. Bă, deci luai telecomanda așa și-o luai invers, mă, băiatule, bă, bă, norocul cu mama, ai telecomandă, bă. Văd, mă, acum, trei, ies de sub el. N-am cum să ies. Bă, și e maxim lăsat jos. Aici lovit pe undeva, nu. Nu lovitor, s-a auzit o dată, tronc în cabină. Doamne, mâncață. Șterpile, dacă mă iau de asta nu merge. Ne mâncața, șterpile, tată. Bă, și săi, bă, de azi dimineață, mă rog la Dumnezeu să fie o zi frumoasă. Să fie o zi frumoasă, să fie o zi... Bă, a avut o zi, o dimineață, nu sună alarma la telefon. Deci fii atent. Când e să întâmple, se întâmplă, uite. Bă, deci începem așa, fin. Nu sună alarma la telefon. Așa a început dimineața mea, stai să-mi iau mânuși. Nu sună alarma la telefon în primul rând. Dar nu se la muncă cu întârziere. 1. 2. Dar eu totuși încă sper și repet, o să fie o zi bună. O să fie o zi bună, o să fie o zi bună. Arunse la muncă o jumătate de oră ca să iau cheile dintr-un cifru, nimeni nu știa codul corect. Bun. Sper în continuare că o să fie o zi bună, o să fie o zi bună. Ajunsei cu Lea, nu era referință, nu era pe jobul meu, trebuia să mă duc în Bolt, o să descarc remorca asta. Dar din ce mi-a spus la birou, nu puteți să duci în Liverpool. Bravo. Sper în continuare că o să fie o zi bună eu. Și dacă e. Ajung aici. Și aici ce să vezi? Ce să vezi că în loc să ridic de remorcă în sus, lăsai în jos și trecui pe sucui și mamă, știi cum dă frigul ăla în cabine, cum s-aude? Tronc. Bă, băiatule, bă, bă, băiatule, bă, vă spun, bă. Vă spun, bă. E greu pe tine. Bagă pe mici. Așa. Ce trebuie să fac eu, mă, să ridic. Să ridic un pic de picioare în sus. Ia uite, bă, și asta pică. Bată-te, noroc, vasna. Hai cu ce? Bine că îmi dădui tare, bă, să fi dat tare. Mamă, să fi dat tare, să vezi câtă lovitură de frig în șele. Îmi luam. Să vezi câtă lovitură în șele, îmi luam. Pe frig puteam să iau în spate. E prea rău, bă. Prea rău, bă. S-o fi dat, mă, primi să nu se duc. Bă!
Am ardeje. Am ardeje măcar. Mamă. Asta e remorcă din aia. Ce se fac din aia? Cuplare din aia. Șmecheristică. Mă trag în față. Că n-ai loc aici. N-ai loc aici. Tragi în față. La cuplare te-ai grijă să tragi frâna de mână. Tragi în față o leacă. Bași cablurile. Ridici sus. Și după aia dai în cui. Dacă dai în cui nu mai ai loc să mai bași cablurile. Bă, băiete, ce dimineață a fost. Bă, băiatule, bă. Încă mă sper că o să fie o zi bună. Cum mă să iei telecomanda invers, mă? O lua invers, dragi oameni buni. Și în loc să o iau așa cum trebuia, să împing în sus, să ridic capul tractor de cur în sus, îl lăsai în jos, îi apăsai pe asta. Vezi? Lua telecomanda așa, invers. Și apăsai în jos. Și lăsai remorca. Mă duc ușor, 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 zic, bă, sunt bine pe cui, mă uit în oglinzi, tot ce trebuie. Crowd trunk. Zic, dă-te jos acum, ca știu procedor. Dă-te jos să vezi ce făcuși, știi? Dă-te jos să vezi ce făcuși. Știu procedor. Când mă dau jos, ce să vezi? E greu, bă, pe tine. E greu. Mai e să-și, bă, m-a ajuns să cred că stilul ăsta în care muncesc eu nu e, mă, pentru oricine, bă. Nu e, mă, pentru oricine să fie așa câine fără stăpân. Pe unde duci tu acolo să nu știi ce să faci, cum să fie doar chestii noi și te lovești de chestii noi, dar eu nu pot. M-am văzut așa. Mie nimic, dacă nu-mi dai așa senzații, dacă nu simt că trăiesc, simt că nu trăiesc, lovi rău, mă. Am mai fost lovit. Am mai fost lovit, văd că. Alea sunt lovituri vechi. E învățat cu tăvălea la ce. Bă, băiatule, ce dimineața a avut să bă, nu vă vin să... Nu vine să cred. Vezi, dragi oameni, la modelul ăsta de cuplare, trebuie să ai foarte mare și la modelul ăsta de cuplare, că s-au întâmplat accidente când vine remorca și te lovește. Dacă ai fi cumva în pantă, când alimentezi cu aia remorca și dacă n-ai frâna de mână trasă, s-ar putea, mai ales dacă ești ridicat în sus, eu nu sunt ridicat sus acum, vezi? Nu sunt ridicat sus, n-am... Dacă ești ridicat sus și rămân picioarele cumva în aer, există riscul să alunece remorca fiind în pantă, să plece pe cuplă, să te prindă în capul tractor și zranc să te zdrobească, știi? Dar eu nu ridica în sus, așa se face și corect asta. Nu ridici în sus, bași cablurile și verifici neapărat să ai frâna de mână trasă pe remorca, știi? Bă, băiatule, bă! Ce viață pe mine, bă! Ce viață pot să duc, bă, băiete, bă! Ma! Dar nu, că îmi repet, pot să fie o zi bună! Azi! Azi o să fie o zi bună! Auzi ce să bășim, bă, băiat! Ce să bășim de morca, bă! Momentul de față... Și dacă, spre exemplu, uite, vezi, aici nu prea intră bine. Aici la benzina nu prea intră bine. Da, a intrat. Momentul de față, dragi oameni buni, și dacă remorca prinde aer și nu are frâna de mână trasă, ea nu are cum să vină către față pentru că e pe picioare. Știi? Și picioarele o ții să nu vină în față. Atâta timp cât are punct de sprijin picioarele, n-are cum să ducă cu picioarele târși, chiar dacă nu e frâna de mână trasă. E mare important să nu ridici din perne, știi? Eu am făcut un schimb pe la jabeche de remorcă și încărcată cu noi destul de grea. Omul a ridicat în sus din perne. Și când s-a băgat aici, și-a băgat capul remorca, a făcut vuf, să vină către el, știi? Și gândește că vine remorca asta către tine și se prinde aici. Nasol. Nasol. Avem minus 1. În tot vagonul? Da. Minus 1, minus 2. Ia să vedem dacă merge frigul. L-am oprit sistem powering down, da? Dacă îi dau pune de să pornească.
Să văd dacă merge. Știi? Ia. Please wait, configurare sistem. Normal. Responsabilitatea ta este în felul următor. Să verifici dacă merge frigul când ai luat remorca. Știi? Hai că pornește-l până una alta. Eu acum, în momentul de față, pot să ridic sus și să lovesc cuiu. Sper să nu-l las jos iar. Poate mama, dacă nu, bă, așa ceva, bă. Așa ceva, bă, așa lume, bă. O făcut și pe asta, mă. Bă, mă bucur pe de-o parte că vă povestesc treburile astea, de ce? Că puteți ajunge. Bine, în România nu s-a schimbat de multe remorci. Dar puteți ajunge să faceți greșeli ca ale mele. Și dacă le vedeți la mine, cumva trageți o concluzie. Să nu luați de recomandă așa, când nu apucați după aia de jos de aici. Să luați și voi așa drept, cum se ia drept, cum se ia ca oameni. Cheie. Dar nu mă uităm în oglindă să văd să ridică, să lasă. Vezi că aia e problema. Că în oglindă nu mă uitai, aia e problema. Azi că ridic eu sus la maxim și fac eu și trec eu. Uite, nu, dar cu văd, uite. Pori și frigul. Ceea ce înseamnă că e bine. Aici pot să las să fac aer. Dacă n-am, bineînțeles. Dar nu las nimic. Nu las nimic, bă, ca să vedeți și voi, dragi oameni buni. De data asta nu ca data trecută, când am trecut ca lumea. Și am trecut cu viteză. Am dat data trecută, am dat cu sete, bă. Mama, e o senzație când am stros. Să frică să dai jos. Deci când am stros, să frică să dai jos, să mă bată mama, dacă nu. Bine. Există destul de mult spațiu, după cum vezi, ca să faci cuplarea. Problema e că eu, după ce o lovit, trecusem de cui. Știi? Cuiul e... da. Cuiul e cui, tată, la viața lui. Cuiul este cui, dragi oameni buni. Aude cum îmi stă. Pe frig, să mă bată mama. Ia. Ia, uite-mă. Sunt pe frig. Șoferul reflectorizat în dubla 1, dubla 2. Mă bată cucu, dacă nu aude. Dacă aprind și becul în cap, gata, să-mi fac lumină. Ăsta acum a pornit, că-l porni eu. Dar se oprește el în scurt timp. Să-mi pun număr de matriculare, să vedem dacă am sigilul pe spate. De în ce marfă o avea. Cum o avea. Auzi ce săturează, băi, nervos mic ce ești. Ma. Aici a rupt osul mine cumva? Sau mi se pare mie? Va, o să mine. Va. Va, 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 va. Băiatule, bă. Mama. Mama mea, ce faci, gogoși?
tu le faci, tu le miroși. Ia pe când mi se ridică inima. Hai mă, actualizează-te. Stă pe 120. Și încălina de la jumătate cu proces. Etape. N-am mai fost la ridicare de 100 de ani. De mor, casa e stă tot de mult. Și cu alta, și cu o mână, 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 și cu alta. Ma. Așa da, trezire ca asta, da. Acum da, pot spun că mă trezit, da, oameni buni. Ce-o fi aici, mă? Cauciucuri am, prezoane am, legalizare e, frigul merge, am sigiliu pe el, nu rup. Dacă e, e. Bă, ar vrea să rup sigiliu, bă. Că știi care e problema? Bă, în felul următor, să nu pice bine vina dacă e marfă răsurată înăuntru remurc. Știi? Sună acum la ei că oricum știu unde mă duc. În mare parte verificare de morca. Sun la ei că nu știu unde mă duc și le întreb dacă pot să rup sigiliul să văd ce-i înăuntru. Că mă trezesc că cine știe ce-i avea șorii paleția la Andala și pică pe mine ca pe prost. Înțelegeți voi? Pică pe mine vina ca pe prost. Știi cum? Zic. Și după aia e greu. Că dacă pică pe mine vina ca pe prost, trebuie să și răspund în fața legii. Going to Marble River Pool. Can I Ad. Acum o să scrie aia că sunt analfabet, că sunt prost, că sunt nu știu ce. Voi dacă erați oameni de succes, nu stătea să mă hăituiți pe mine. Asta o tai la editat. Dacă voi erați deștept, nu stătea să mă hăituiți pe mine. Că văd că aveți 3 facultăți și mă urmăriți. Înțelegi? Dacă îți pierzi timpul cu mine și sunt mult sub nivelul tău, nu-ți permis să-mi comentezi. Dacă ai 3 facultăți și mă urmărești, probabil ai alte motive. Nu știu, poți să găsești tu. Te relaxezi. No, I wouldn't. Ea spune că nu. Dar dacă marfa este răsturnată... Pump planners and... Tank. Hai că sună planării ca să vedem. Ca să nu știu ce. Bă, dacă erați peste nivelul meu de inteligență, ori mă apreciați, ori dăreați mai departe. Stai să mă hăituiești sub mult. Eu nu urăsc pe nimeni. Morning, buddy. I'm Adrian. I'm in Heysham. I just got this trailer just a second. It is RT850. I'm going in Liverpool. It is our yard or something like this. Just I try to asking you, we have a seal on this trailer. Try to ask him if I can... Don't touch the seal. Just take to your yard and never pull and drop the trailer. All right, Paul. No worries. Okay, thank you. Thank you, sir. Bye. Eu, dacă vreți. Așa, ce mă doare pe mine la basc. Înțelegeți voi, dragi oameni buni? Așa, pentru hateri. În rest, pentru lume bună, îmi fac timp să citesc 2 comentarii. 2 comentarii care le-am văzut aseară, da? Asta pentru lume bună. Era unul în felul următor, stai să văd aici, intrăm la rubrica comentarii. Era unul în felul următor care mi-a atras atenția. Și câți din cei care se uită sunt șoferi pe camion și au nevoie de GPS? 0,001%, da, exact așa e, până la urmă. Cred că am vândut vreo 2 GPS-uri,
De obicei, șoferii care mă urmăresc sunt pe Anglia, pentru că așa ai internet ca călău nelimitat și n-ai ce face și probabil mai dai un click piș-picolo când te plictisești. Mă gândesc că... în rest, nu știu ce să pot să zic. Cei oamenii care mă urmăresc nu sunt neapărat șoferi de tir și vreau să mai citesc încă un comentariu. Doar la vlogul de ieri a fost și ăsta. Mi-a plăcut tare comentariul ăla. Stai să vedem dacă nu mai găsesc, că au fost multe de ieri până acum, vată, mă, că nu? Unde este, mă? Stai, mă, că nu-l văd pe vlogul de ieri, bă. Unde era dacă se merită sau nu se merită pe tir în 2027? Stai, caut altfel vlogul. Îl caut altfel. Foarte multe informații în vlogul ăsta, că cum am știut să pun problema. Bine, acum depinde ce caută și fiecare. Bine, o grămadă de comentarii pozitive și faine am de la oameni. De multe ori nu am timp să le citesc, pentru că sunt foarte busy. Spune în felul următor. Salut, Coxule, sunt foarte faine și relaxante vlogurile, mai ales când conduci. Că se merge sau nu se merge să fii șofer de tir, pentru mine este irelevant, pentru că am altă profesie. Pe mine mă inspiri ca și mod de gândire. Suntem de aceeași vârstă și într-o lume plină de Instagram. Antreprenori cu mașini scumpe și fete supermodel. Mă readuci cu picioarele pe pământ și scap de frica de a gândi. Că viața înseamnă ce gândești, nu în interior. Ce gândesc eu în interior. Societatea asta te mănâncă involuntar. Te face să uiți de scopul tău de liniște. Înțelegeți? E lume bună care mă urmărește, deci nu fac griji că oamenii care mă urmăresc sunt de calitate. Mai caută câte un hater din asta să-mi scrie și știți cum e vorba. Ești obișnuit mult cu respect și cu din astea. Parcă mai tare îți atrage atenția hate-ul. Știi? Că cumva cei care te respectă i-ai câștigat, știi? Înțelegeți voi? Bă, ia să văd dacă am lumini pe coșirca asta. Bă, cred că mare parte este bine, este cum trebuie. Ce este căciula asta? Mă aranjează. Deci remorca asta o las prin Liverpool pe undeva, de aici o duc acolo. Da? Și de acolo probabil îmi dă altceva de făcut. Habar n-am ce și cum. Da, mare parte e ok. N-am ce să mai nimic. Ies cu ea către afară. Deci în cazul în care v-a plăcut vlogul de astăzi, dragi oameni, dați și voi un like puternic la Măgaros, la catârul ăsta. Bă, nu știu ce remorca am, cât de înaltă e. Da și voi un like putere de tot. Follow pe Instagram. Follow pe Instagram, că tot veni vorba de Instagram, în caz de vreți. Îl găsesc, mă. Îl găsesc. Bă, eu nu înțeleg de ce nu pun înălțimea, mă, pe ele. 4 euro cu mama lor azi. În fine. Follow pe Instagram dacă vreți și voi, dragi oameni buni. Ce să vă zic? Cam atât vreau să vă zic și în dimineața asta. Aveți grijă că ridicați din perne. Să ridicați în sus, nu în jos, da? Și altă treabă, să cuplat încet, că dacă loviți ceva nu se sparge. Vă dați seama cum dădu frigul ăla colea. Mă trezeam cu frigul peste mine în cabine să mată mama cu jumătate de remurcă. Mă. Steve-o,